Vă surprinde, să nu-i spun încă transferul, că nu e rezolvat, interesul și înțeleg că e foarte aproape Gică Hagi de a-l lua pe Budescu. A spus-o Gică Hagi, de asta spun că e foarte aproape. Păi nu mă surprinde, pentru că Gică Hagi vrea mulți decari într-o echipă. Eu l-am auzit spunând asta și în discuții particulare și chiar și în conferințe de presă, că pentru el într-o echipă sunt 3-4 decari. Adică eu știu care e filozofia lui. El consideră că în orice zona terenului un jucător care face diferența e decar. Nu mă surprinde deloc. Eu știu că Gică Hagi l-a dorit în repetate Da. rânduri pe Budescu și nu s-au aliniat planetele.